Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Nu sunt cu colindatul. Sunt doar cu cititul vieții unui sfânt, cu readucerea aminte a faptului că prin colinde ne aducem amintei cui suntem. Sfântul pe care îl prăznim astăzi, Sfântul Ignatie Teoforul, purtătorul de Dumnezeu, se săvârșește în jurul anului 107. Era episcopul Antiohiei și când trupele lui Traian se apropie de zona persană, este arestat, pus sub paza a 10 soldați grei, care se cheamă cei 10 leoparzi în scrisorile Sfântului, și pentru că e o pradă de mare importanță pentru Imperiu, este dus la Roma spre a fi ucis acolo, fie dat hrană fiarelor. De la el ne rămâne această imagine că de fiecare dată trecând cetate după cetate, binecuvintează și sporește Evanghelia lui Hristos, încât drumul acesta spre moarte pare mai mult o călătorie misionară în care înmulțește harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne-au rămas ele 7 epistole și un testament. Textul ne spune în prologie așa că unul din texte păstrează aceste cuvinte: nu vă poruncesc, ci vă sfătuiesc, feriți-vă de rătăcire, unde e episcopul, acolo e biserica, și unde e biserica și episcopul, acolo e liturghia cea adevărată. Totul este credința în Hristos și dragostea. Vreau să mă asemăn lui Hristos primind moartea de mucenic ca și El, iar în epistola către Romani, care mie mi-e foarte dragă, spune așa: să nu cumva să mijlocii să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsați-mă să fiu măcinat de dinții fiarelor ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. I se împlinește voia aceasta de mucenicie și este predat celor de la circul mare al orașului. Și acolo este mâncat de lei, mai puțin 2 din oasele mari ale picioarelor care sunt întoarse în Antiohia, în rostul acesta de moaște care străluminează cetatea până în zilele noastre. Sigur că de fiecare dată, atunci când Dumnezeu voiește, biruiește rânduiala cea grea a împrăștierii vieților sfinților. Când întregul Imperiu Otoman avea să cucerească zona, moaștele lui sunt purtate în Biserica Sfântului Clement de la Roma și până astăzi acolo continuă să facă minuni. Dar nu despre moaște e vorba, ci despre această atitudine metaforică la prima vedere, dar care este de fapt meta-istorică. Vă repet textul acesta care este absolut impresionant. Să nu cumva să mijlociți și să fiu lipsit de bucuria de a fi mucenic. Sunt grâul lui Dumnezeu, lăsați-mă să fiu măcinat de dinții fiarelor ca să mă fac pâine neprihănită lui Hristos. N-are nicio legătură cu tăiatul porcilor noștri, Sfântul Ignat. Să fim bucuroși, mâine este o nouă zi.